Bună ziua, dragi prieteni! Eu sunt bucuroasă să vă văd din nou la canalul nostru. Astăzi eu am pregătit o minunăție, o bunătate de cheesecake. Acesta este cheesecake Oreo, dar vreau să vă spun că gustul lui este original, ca la biscuiții Oreo, și rețeta este originală și se face totul foarte, foarte rapid. Dar noi ne uităm de ce ingrediente avem nevoie pentru această bunătate. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Biscuiți Oreo 250 de grame, 200 de grame vor merge la baza de cheesecake și 50 de grame va merge în tot mixul de cheesecake. 70 de grame 227 de grame cremă de brânză, 100 de grame lapte condensat, 235 ml frișcă, o linguriță extract de vanilie, 50 de grame zahăr, sucul de la jumate de lămâie, 12 grame gelatină, 70 ml lapte pentru hidratarea gelatinii. Pentru glazură avem nevoie de 80 de grame ciocolată neagră amăruie, 80 ml frișcă și 30 de grame unt. Biscuiții punem în blender fără cremul din mijlocul lor, cremul punem într-un alt bol. Eu am terminat să separ biscuiții aparte și cremul din mijlocul lor aparte, nu-l aruncăm, pe el tot îl punem în cheesecake. Biscuiții mărunțim bine. Eu am terminat de mărunțit biscuiții, priviți cât de mărunți sunt, 50 de grame punem într-o parte. Aici am de o parte 50 de grame, cum v-am spus, pentru a adăuga în tot mixul de cheesecake și aici restul ce a rămas pentru baza la cheesecake. Adăugăm untul topit la ele și amestecăm totul bine. După care adăugăm biscuiții în forma pregătită sau în tava pregătită. Și apoi presăm bine biscuiții noștri. Dimensiunea la cheesecake-ul meu va fi 18 cm. Eu am terminat să presez uniform și bine baza la cheesecake-ul nostru și acum o dăm în frigider pe 30 de minute sau până când pregătim și tot mixul pentru cheesecake. În bolul de la mixer adăugăm crema de brânză. Adăugăm zahărul, extractul de vanilie, adăugăm și sucul de lămâie. Sucul de lămâie eu l-am măsurat și la mine este o lingură și jumate. Și amestecăm totul bine, timp de o minută. La mine a trecut în jur de o minută, eu am amestecat la viteza cea mai mare. Priviți cât de bine arată. Strângem totul de pe pereții bolului. După care începem să amestecăm din nou și puțin câte puțin adăugăm din frișcă. După ce am terminat de adăugat frișca, mărim puțin viteza. După ce mărim viteza, mai amestecăm timp de 30 de secunde, după care adăugăm și laptele condensat. Și mai amestecăm încă 30 de secunde la viteză medie. Adăugăm și crema de la biscuiții Oreo. Și o încorporăm și pe ea bine. Eu am încorporat bine și crema de la biscuiții noștri. Și acum vom hidrata gelatina. Vreau să vă spun că la mine gelatina se hidratează foarte repede, timp de o minută, de ce eu o hidratez, dar voi puneți gelatina la hidratat după instrucția ei. Este prea mic bolul unde am pus gelatina la hidratat, de ce voi schimba-o. Cât se hidratează gelatina o minută, voi adăuga și biscuiții la cheesecake-ul nostru. Amestecăm bine și biscuiții. Eu
Ne-am terminat de amestecat bine și biscuiții. Priviți ce bunătate! Punem gelatina la topit, adăugăm și gelatina. Amestecăm bine și gelatina. Și cheesecake-ul nostru este gata. Îl punem în tavă sau în formă. Eu am scos tava din frigider, la noi a trecut până la 20 de minute, n-a trecut 30 de minute. Totul este întărit deja și adăugăm compoziția noastră de cheesecake în tavă. Nivelăm frumos. Cheesecake-ul nostru este gata, îl dăm la frigider pe 2-3 ore sau depinde ce gelatină voi folosiți. Dar cu gelatina mea mi este de ajuns 2-3 ore. Eu am scos cheesecake-ul nostru din frigider, la noi a trecut 4 ore, eu n-am avut timp să mă ocup de el. Încălzim marginile cercului cu uscătorul de păr sau cu un prosop. Deja știți procedura. Este ciocolată amăruie. Adăugăm frișca și o punem în microunde pe 1 minută. Eu am scos ciocolata cu frișca din microunde, o amestecăm. După ce am amestecat ciocolata, adăugăm și cele 30 de grame de unt. Untul la mine este moale la temperatura camerei. Îl încorporăm și pe el bine. Încorporat bine și untul. Priviți ce compoziție este ciocolata. Și acum vom turna glazura noastră de ciocolată deasupra la tort și ușor să se ducă picături pe margini. Ne ajutăm de o lingură. Priviți cât de frumos am turnat eu glazura peste cheesecake-ul nostru. Este extraordinar. Mie mi-a mai rămas glazură. Înseamnă că 70-80 de grame de ciocolată este prea multă. Va trebui să puneți 50 de grame. Dăm cheesecake-ul nostru la frigider pe 20-30 de minute, puțin să se întărească glazura. La noi a trecut 20 de minute, glazura noastră s-a întărit foarte bine și frumos. Am aici puțină frișcă și câțiva biscuiți Oreo și cu ele voi decora cheesecake-ul nostru. Priviți ce decor frumos și original s-a primit, nu ne-a rămas decât să-l filiem și degustare! Filiem minunăția noastră! Priviți cât de bine arată și în secțiune, se taie foarte bine, este extraordinar, dar aroma, nu pot să vă redau, nu mă pot abține să nu fac degustarea cât mai repede. Ilinca arde din nerăbdare să facă degustarea, nici nu-mi dădea voie să fac poze. Foarte delicios. Nu mai am răbdare să mă duc în fața camerei. Fac degustare aici. E foarte, foarte fin. Nu este foarte mult dulce. Gelatina nu este foarte multă. Este așa, parcă este o budingă. Anume, e așa crema de cheesecake.
Este așa ca o budingă, nu este foarte tare. E fină, fină. Eu și cu Ilica am făcut degustarea la această minunăție și la această bunătate. Acest cheesecake este foarte, foarte fin. Eu sunt sigură că o să vă placă la toți. Eu vă recomand această rețetă. Este minunată și se face totul foarte, foarte rapid. Dar noi am ajuns la sfârșitul și acestei rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți like, scriți comentarii, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram. Dar eu vă spun pe curând și ne vedem la o nouă rețetă.